Ce să dați? Împărțim printr-un 3 și înmulțim cu un 8. Deci 8 ori. Mai întâi împărțim. Hai și acum 8 ori, cât te faci împărțirea? 3 în 8. 3 în 8 odată. Nu, de 2 ori. Da. Rămâne 2. 26. 8. Da. 24, 2, 28. 8. Deci 24 da. Și... 24, da? 8, 28. 8, da? Egal cu acest pătrat. Da. Facem 4 trecută, nu? 2 la 3. Așa. Deci 2 la 3. 288 este 2 ori 11 la a doua. 2 ori 11 la a doua. De ce 11 la a doua? Adică e 2. Ai spus din 2 ori? 11 la 2. De ce 11 la 2? 11 la 2 cât faci? 144. Dar 12 la 2. 12 la 2. Nu, 12 la 2 face 144. Cu 11 la 2 face 121. Așa. Tu ai spus, mâine. Eu era cât pe ce se execută. M-am oprit-o. Deci 2 la 3 ori 2. 2 la 2, tot la 2 ori... 12 la 2. Ori 12 la 2, ai dat cu acest pătrat. Adică echivalent cu a spune că... 2 la 2 ori... 2 la 2 ori... 12. Ori 12. Egal cu ace. Egal cu ace. Adică totul la 2, ca să fiți dezvolt pe lumea, egal cu ace pătrat. Da. Ați scris la pătrat, da? Da. De unde rezultă că ace... 4, 12, 48. Egal cu 4, 48. Deci înțelegeți. Da, până la partea C. Și acum să aflăm și pe... Pe BD. BD. BD este egal cu 3 pe 8 ori 48. Ori 48. 8 cu 48, 6. Da. 6 ori 3, 18. 18. Asta este BD. Și am aflat și pe acești pe BD. Deci, cu ce rămânem aici? Care a fost greșelea? Hai să te recunoaște. N-am spus 144 ca... Păi nu, 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 mai, mai din vreme. Ai spus că rombul este dreptul unghiul. A, da, dreptul unghiul... Deci multe lucruri trebuie să fie foarte clare, că nu te poți prezenta. Tu nu poți genera informații corecte dacă nu ai lucrurile corecte asimilate. Deci într-o problemă nu știi de ce informație nevoie. Te lovi de romb. Păi dacă rombul e un dreptunghi și nu știu ce. Nu. Este un parogram care două laturi, tot care două laturi alăturate sunt congruente. Și diagonale perpendiculare și toate chestiile acelea. Bun. Mai vedem o problemă? Ai o problemă? Da. Bun. Cinci. Ia să vedem. Paralelogramul ABCD. Deci în ipoteză A, B, C, D. Paralelogram. AC perpendicular pe BC. AC perpendicular pe BC. AC egal cu 48. AC egal cu 48. Și BC egal cu 36. BC egal cu 36. A. Calculația area paralelogramului ABCD. În concluzie, area lui A, B, C, D egal cu cine? Și B, dacă AB egal cu 60 cm. Calculați înălțimea paralelogramului dusă din C pe... Măsura lui B egal cu cât ai scu? AB, AB. Deci AB egal cu... 60 de centimetri. Da. Calculați înălțimea paralelogramului înălțimea paralelogramului dusă din punctul C. Deci A CC prima da. Acolo, egal H egal cu C. Perfect. Da. Perfect.
Să desenăm un... Cavaliera. Care avem AC pentru platul BC. Deci, unul pe A, B, AC și B... AC și BC? Da. Așa spune? AC este o diagonală pe BC. Deci, un parlogram arată așa. Aici, unghiul ăsta este de 40, de 90 de grade, nu? Deci, A, B, C, D. AC, hiperpendicular pe BC. Ori unghiul de aici, ori unghiul de ăsta. Tot așa spune. Da. Și că... AC este 48 cm. 48, da. Și BC este 36. Și BC, diagonala cealaltă, egal cu 36. Deci AC egal cu 48 cm. Și DB egal cu 36 cm. Păi... ele se întâlnesc în punctul 8. Da. Cum aflăm aria? Păi și AB este 60 cm. Știm că și AB este egal cu 60 cm. A, AB este 60 de centimetri. Da, mai întâi spune să aflăm aria la ABCD și pe urmă le ducem acolo. Păi aria la paralelogram este H înălțime ori înălțime ori ipotenuză. Cum? Înălțime ori ipotenuză. Dar ipotenuză vorbim într-un triunghi dreptunghic. Păi eu acolo am un triunghi dreptunghic. Da. Dar în general, cu cine este area unui paralelogram? Înălțimea. Da. H ori H ori H așa, supra 2. H ori H așa, supra 2. Cine e H așa asta? Înălțimea din A. Și H-ul acela care este? Ce-aș vrea să înțelegem niște lucruri? Dacă ar fi ăsta dreptunghi, cu cine aș fi egal? Care? Deci dacă aș lua colțul ăsta aici și aș pune în partea asta, pe ce ar veni fibra asta? Dreptunghi. Și cu cine este egal area unui dreptunghi? El mic ori el mare? Dimensiunea asta ori asta? Da. Și atunci, dimensiunea asta este... 60. Este cunoscută? Ai asta de aici, ori cealaltă dimensiune, ori înălțimea. Deci este baza... Ori înălțimea. Păi asta vreau să fac, să înțelegi. Că dacă lucrurile... Sunt niște formule în mintea ta, care nu se leagă. Și le curși, o fi la paralelogram, o fi la dreptunghi, o fi la nu știu ce. Nu sunt lucrurile clare. Dar dacă tu ți-ai imaginat că pe acest paralelogram îl poți face în dreptunghi, nu în colțul ăsta și pune-l colțul ăsta, ai făcut ce? Ai un dreptunghi și știi că este dimensiunea asta ori asta. Da. Și atunci, dimensiunea asta este asta de aici. Ori, deci, ori margine. Ori, ori înălțime. Ori înălțime. Distanța de cele două. Deci, A, ideea de ce, o bază, o latură, da, începe cu înălțimea dintre cele două. Distanța de cele două paralele, celelalte două paralele. Haideți să vedem aici. Noi știm pe AC toată, știm pe D, pe BC, pe BC, asta și asta. AB. Și AB se dă la punctul următor. Nu mi se dă la punctul A. Când ipoteza atâta și până la punctul B mai adaugă. Păi dacă mi-au spus la punctul B că e 60 cm.
nu o putem lua de bază aici, o dă de aici autorul. Înțelegi tu? Da. Deci dacă el o dădea aici, atunci o puteam folosi și la punctul. El vine în continuare, spune, adaugă AB60. Dar dacă folosi, ar fi greșit. Sigur că da. Noi trebuie să facem problema numai cu informațiile de aici până. Punctul A, numai cu acolo. Ok. Deci AC 48 și BC este 36. Da. Și cum aflăm area? A, paragraful. Păi area este AB. Așa. Orice B. Ori, nu-i CB. AC. Nu, păi înălțimea. Vorbești de prim, dacă vrei. Deci, sau asta de aici, au aprim. Deci aria, paralogram A, B, C, D. Este egală cu A prim. A, A prim. Ori A, B. Ori A, B. Da. Da, atât. Nu știm nici A, B, nu știm nici A prim. Vezi? Suntem într-o situație. Trebuie să luăm BB prim. Dar BB prim nu știi tot atât de bine. Tot așa. Nu știi pe BB prim, nu știi pe A. Trebuie să luăm pe AB. De unde? Păi, măsura lui A păi ar trebui să arăt că ACB trebuie să folosesc teoria unghiului de 30 de grade. Unde din 30 de grade? Au. De unde știi? Păi am un din 90 de grade. Asta, atât. Da. Și celelalte două fac împreună 180, dar 90, dar. Ba de eu știu în cealaltă parte că au este 90 în partea cealaltă. Da. Ce să scot acolo 30 de grade ăla. Păi nu poți să forțezi mâna mai mult decât ai în ipoteză. Nu? N-ai tu. Ca să pot să mai aflu aia la paralelogram, pot să fac ACB, ACD plus ACB. ACD plus? ACB. Aria, nu? Da. Deci cele două arii. Da. Deci aria lui ABCD, am putea spune aria lui ABCD, este egal cu aria lui ACB, aria la triunghiului. A, C, B, plus aria triunghiului, A, D, C. A, D, C. Ei, dar ce poți să spui despre cele două triunghiuri? Păi fiecare au câte unul din 90 de grade. Da. La pe A, C, latură comună. Da. Și pe A, B, congruent cu DC. AB cu DC de unde? Păi pentru că ABCD este paralelogram. Deci asta e cât asta, da. DC-ul cât BC-ul. Da. Deci trebuie și să gata, sunt congruente. Și dacă sunt congruente, au și arele egale. Da. Deci aș putea spune că este egal mai departe cu de două ori aria lui ACB. Aria lui ACB. Deci de două ori aria lui ACB. ABC. Da. Și acum area triunghiului ABC, dacă aș afla o, ce fericit aș fi? Păi BC este egal cu 36. BC, da, știu că e 36. AC-ul este 48. Da. Ce este egal area unui triunghi? Înălțime ori jumătate din ipotenuză. Trebuie să aflu cât este BO. Cât? BO. BO. Păi BO este jumătate din... BO este înălțime aici? Da. Nu. Nu. Păi care-i înălțimea? AC. Deci, pe ce bază vrei să strati triunghiul, pe te uiți la el? Pe AC. Deci este un triunghi dreptunghi, da? Da. Dacă
stă pe AC. Hai să desenez așa. Eu așa să fac. AC. AC trebuie să trag perpendiculară din ce? AC. Și perpendiculară din ce? Iau baza AB și vârful C. Baza AB și vârful C. Și înălțimea dus ar fi așa. Da. Nu, momentul, nu mai discut. De ce? Păi nu știu. Păi cum să nu știu? Păi cât de strici? Trebuie să duc pe o latură care o cunosc. Deci înălțimea din A. Înălțimea? BC este bază. Da. Și o să duc înălțimea din A. Și unde e înălțimea din A? Pe BC. Pe BC unde? Pe sus, mai jos, mai pe unde? Păi trag înălțimea din A. Păi din A vreau să o duc și pe eu. Mijloc. Da, așa, pică, dar când pică înălțimea? Nu face rar. Când este între unghiul isoscel sau echilateral. Și aici? Deci este rătunghic. Deci, unde pică? Uite, am pus AC-ul. AC-ul. Fiindcă e în C 90 de grade, adică așa o perpendicula. Da, și trebuie bine. Și asta este, da? Așa am luat în găs, așa am întors aici ca să-l văd mai bine. Unde este înălțimea din B? Unde pică? În exterior. Mai scolo, mai faci. Ce înseamnă înălțimea? Ce înseamnă înălțimea? O perpendiculară care cade... O dreaptă care cade perpendicular pe o latură formând un de 90 deci, grade. Păi așa trebuie să fie asta, perpendicular. No. Și trebuie să formezi 90 grade. Da. Păi în ce? Care deci este înălțimea? De BC. Asta vezi? Asta este. Chiar BC-ul. Păi da, dacă luam, de exemplu, pe AC, perpendiculară, era același lucru. Deci, dacă priveam invers, sunt pe baza BC, povestea este asta, să înțelegi că înălțimea într-un triunghi dreptunghic duse din vârful A sau din vârful B, pică exact în punctul C. Da. Da. Deci asta a fost discuția. Acum, ce să spune aria lui? O spune aria lui ABC, triunghiul ABC, egal cu baza. AC? Da, AC, 48, ori 36, supra 2, da? Ei, ce face aici? Cât face? 48 ori? 48 ori, 1, 18. Și ne dă? Obținem cât? 48 ori 18. 864. Cât? 864. 864. Și de două ori, cam de două ori aici, 864 ori 864 ori 2 centimetri pătrați. Și am aflat aria. Și acum, care va fi înălțimea? Înălțimea? Da. CC prim. Da. Înălțimea paralogramului. Înălțimea din ce prim? Din ce, da. Să aflăm cât este. Păi este jumătate din 60. Din ce motiv jumătate? Deci te gândi la jumătate din 60. Nu trebuie nu de 30 de grade. Ia, forțezi mâna. Nu intră în discuții 30 de grade. Deci nu intră în discuții aici. Nu intră... Tu umpli după așa lui, dar n-am nicio treabă. Perpendicul înălțimea este jumătate din ipotenuză. Unde știi tu asta? Deci să am de 30 de grade. Ia, că pisici pe 30 de grade. N-avem treabă cu asta. La urmă, fac, nu degeaba area triunghiului ACB. Deci area triunghiului ACB este... 864. Ori doar bani, nu? Nu. Bana. ACB. 864 centimetri pătrați. Păi de altă parte, cu cine mai este egal area asta? Cu DADB. ADB. Egal cu aceea, da. Dar cu cine mai este egal area, în afară de faptul că am privit-o așa, sunt pe baza AC sau AB, o putem privi și până la baza AB. Și atunci AB vor CC prim. Da. Area văzută pe două modalități. Și egal cu AB
cercetăm supra 2. Deci vezi, area văzută pe două căi. Odată stând pe baza AC cu înălțimea asta BC și am aflat-o și acum stând pe baza cealaltă. Și face cât acum? AB. Iată că AB avea nevoie 60 ori CC prin pe 2. În concluzie avem că 864 centimetri egal cu 60 ori CC prim supra 2. Și de aici scoatem CC prim. CC prim va fi egal cu 864 ori 2. 864 ori 2. Nu? 864 ori 2 supra 60. Supra 60 de centimetri. Și asta m-a face CC prim. 1720. Deci nu e important calculul, ci importantă este ideea ca îndată să vedem area triunghiului acesta în două modalități. Odată sunt pe baza BC sau pe AC și odată sunt pe baza AB. Da, baza o înălțimea supra 2. Ne oprim aici. La revedere, Mario. La revedere, dragi. La revedere. La revedere.